scenariul ăsta de retragere și dacă da, care sunt argumentele? În mod clar este adevărat și chiar dacă n-ar fi adevărat, dacă nu s-ar fi gândit serios, e un bun obicei al partidelor să lanseze o ipoteză în public ca să vadă, să culeagă apoi reacția, să vadă cum, ce zice Facebook-ul, ce zic ziarele, canalele, că acum ziarele nu mai așteaptă tiparul de a doua zi, scriu direct și pac, în 20 de minute ai aflat care e părerea unui mare jurnalist despre această retragere. Și sigur că au vorbit, e logic să fi vorbit, numai că e clar că retrăgându-l acum pe Cârstoiu. Dar nu e nici măcar lansat, adică mie mi se pare că țin de un candidat care nici măcar nu s-a lansat, repet, că făceam analogia. E mai cu rău racheta. Decât să-l țin. Nu l-am scris la bec, înțeleg că ar fi vrut mâine să meargă în corpuri așa și la de stânga și de dreapta, cu stegulețe, cum se face, câteva să-l clare de bage făcut. Pe listă, ca să nu mai fie niciun dubiu, să terminăm cu toții cu scenariile astea de retragere, doar că Marcel Cioloac a zis, băi, eu-s plecat din țară, unul a zis că nu e prezent, altul care treabă și a rămas pe săptămâna viitoare. Își luau ca pe vremuri, când își luau medicale, când aveau da. O inspecție, un control, un inventar, își luau medical. Da, e greșit ce au făcut. Eu înțeleg că a fost, Cârstoiu a fost un nume impus, a venit într-o anumită zonă, printr-un anumit traseu, despre care s-a și scris, despre care am scris și noi, și a venit într-un fel să rezolve în mod fericit o problemă de dispută personală în PSD, adică prezența Gabrielei Firea, chiar dacă pierdea mai glorios decât Cârstoiu, dar dacă ar fi câștigat, punea în pericol leadership-ul partidului. Și atunci acest Cârstoiu, care este nici cal, nici măgar, nici penelist, nici pesedist, e ceea ce știm cu toții că scrie presa despre el că e și dacă pierde, este treaba lui Cârstoiu. Auzi, dar crezi că i-a surprins la capitolul vulnerabilități că, bă, nene, când au început să cadă scheleți... Păi asta vreau să zic. Stai, mă, Cioloac a zis, bă, nene, ăsta e mai rău decât ai noștri. Da. Adică decât tot, e nesperat și ce e clar că el despre... a fost aruncat, fără nicio pregătire, pentru că, totuși, partidele astea două au resurse. Dacă i-ar fi angajat o echipă și dacă l-ar fi pregătit o lună de zile, așa că atunci când el apărea, să fi avut campania gata, că nu era mare lucru să-i faci asta. Mm. Să fi avut câteva idei interesante, să fi avut capacitatea de a face afirmații și de a pune pe masă un discurs care spulberă orice curiozitate față de biografia lui. Pentru că dacă el venea și spunea, bă, de mâine am rupt-o cu drogurile, bag la pușcărie, în stilul Băsescu, nimeni nu se mai întreabă, nu mai are timp, nu mai are timp să respire între două afirmații care bubuie, și să cerceteze ce a făcut Cârstoiu, ce oameni a luat el la cabinetul lui, mutați de la spitalul de stat și așa mai departe. Da, vezi?